E bine și așa. Dar atunci va fi o poveste scurtă. O confesiune scurtă. Acum două, trei după amieze primesc un telefon de la un necunoscut care era îngrijorat că aș fi bolnav, care era fericit că m-aș fi însănătoșit. Mă rog. Și spune un lucru care m-a lăsat așa nemaipomenit de bucuros. Mai să zice, bă, poete, zice, nu mor caii când vor câinii. Și atunci m-am gândit, știi că are dreptate, am spus eu, să știi că omul ăsta are dreptate. Păi sigur, păi n-a fost pe țara asta atâta ninsoare și mulți credeau că o să înghețe, că o să înghețe țara. Ce a înghețat țara? N-a înghețat. N-a fost pe top pe țara asta și s-a crezut că ea o să se înnece? Nu s-a înnecat. N-a fost cu tremur mare pe țara asta și s-a crezut că ea o să rupă, o să se frângă? Nu s-a frânt. Păi nu mor caii când vor câini. Și de altfel, Mihai Viteazu a intrat la Alba Iulia de ancălare pe un cal, iar nu de ancălare pe un câine.